Bună seara și bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Adrian Costin Călin, candidat PSD la primăria Cocoreș-Colț. Bine ați venit, domnule Călin. Bine v-am găsit, bună seara tuturor. Discutăm într-o emisiune de promovare electorală, fac această precizare ca să fie cât se poate de clar, despre problemele cu care se confruntă comunitatea din Cocoreștii Colț și mai ales despre proiectele pe care candidatul PSD la primărie le propune alegătorilor. Așadar, o scurtă prezentare, domnule Călin. Căsătorit, 3 copii, de profesie inginer și sunteți consilier local. Și aici aș vrea să vă întreb, deci fiind consilier local, aveți totuși o experiență în zona de administrație. Cum au fost ultimii 4 ani? În, dumneavoastră fiind practic în opoziție cu primarul actual al localității, care este liberal. Cum, nu știu, cum s-au desfășurat lucrurile, dacă s-a putut colabora cu dânsul, dacă ați avut proiecte pe care ați reușit să le treceți prin Consiliul Local sau dimpotrivă ați avut piedici? Cei 4 ani care de mandat care tocmai se vor încheia în curând, în septembrie, mandatul se încheie în septembrie, pot să-i caracterizez ca fiind dezastroși față de celelalte mandate anterioare. Sunt consilier din 2004. Deci am 20 de ani de Consiliu Local. În mandatul acesta, sau mă rog, mandatul acesta este caracterizat ca fiind mandatul în care nu s-a făcut nimic, din păcate. Fostul primar, domnul Bardaș, la finalul mandatului a lăsat câteva studii de fezabilitate care puteau fi continuate. Din păcate, nu se văd rezultate concrete. Lipsa, probabil, acesta este motivul. Lipsa de experiență managerială, lipsa în domeniul fondurilor europene, la absorpției fondurilor nerambursabile și probabil și o delăsare, să zicem, din partea actualului primar, pe care, sincer, la un moment dat am încercat să-l ajut. Atât cât s-a putut. Pentru a nu depăși o limită din funcția de consilier. În sensul că atunci când am fost întrebat, i-am dat concursul, am consiliat atât cât s-a putut fetele de la urbanism, doamnele care se ocupă de partea de achiziții, de fonduri europene. Spre exemplu, am avut o inițiativă prin care, în cadrul Consiliului Local, și s-a adoptat, prin care toate achizițiile directe au fost postate în SICAP și să se facă achiziția direct din SICAP, tocmai pentru a se economisi bani și a nu se face niște cheltuieli nechipzuite. Și să vă dau un exemplu, de curând, trebuia achiziționat serviciu pentru proiectare Rigole, s-a venit cu propunerea de către primar să se majoreze cu încă 50.000 de lei. Eu personal nu am fost de acord, fiind deja o sumă suficientă de 88.000, și ca dovadă că sunt deja oferte cu valoarea aceasta, da, de 88.000. Deci s-a făcut o economie de 50.000 de lei. La o altă achiziție de reparații la o școală, erau 160.000 valoarea estimată, iar ofertantul a venit cu 120.000, din ce mi-amintesc, da, anul trecut. Deci se pot face economii dacă lucrurile se echipzuiesc și dacă se, la baza acestor achiziții, stau niște caiete de sarcini. Că aici a fost problema. Fiecare achiziție directă să aibă la bază și un caiet de sarcini, o descriere minimală, da, a ceea ce se vrea să se facă. Bun. Până să ajungem la proiectele dumneavoastră, și văd că este prima pe ordinea programului dumneavoastră electoral, rezolvarea problemei apei potabile. Pentru cei care nu locuiesc în Cocorăști, ce se întâmplă cu apa din Cocorăști? La începutul mandatului, domnul primar și-a asumat, prin programul dumnealui, efectuarea unui foraj pentru capacitatea
apei potabile nu era suficientă apă, da, pe timpul verii, fiind consumul foarte mare. În timpul mandatului acesta au avut loc discuții dacă să se facă sau să nu se facă acest foraj, pentru că conform contractului de delegare cu Hidro Prahova, operatorul este Hidro Prahova, operatorul de apă și canalizare, da, al Consiliului, da, Județean Prahova. Acesta avea obligația să facă investiții și să întrețină toată rețeaua, da, de apă și canalizare pe care a preluat-o de la comună. Și primarul vrea să facă forajul din banii comunei, dar care, da, să fie exploatat de Hidro Prahova. Da. Cu alte cuvinte, vorbind așa arhaic, cineva vine și beneficiază de o rețea de apă, da, cum spun oamenii pe la țară, am bătut o pompă în curte, da, pe banii mei, ți-o prădau ție Hidro Prahova, iar tu Hidro Prahova încasezi apa la mine acasă, da, pe rețeaua mea, da, la pompa, da, mea. Problema este că, din păcate, s-a făcut acest foraj într-un mod nechipzuit, la o adâncime de 200 de metri, în condițiile în care deja la Mănești, comuna vecină și prietenă, deja la Mănești exista acest arsen, deci această componentă, da, chimică dăunătoare sănătății, cu multe luni în urmă. Și eu am făcut o observație, au făcut și alți consilieri, au fost discuții aprinse pe tema acestui foraj. Se pare că a venit o firmă recomandată tot de Hidro Prahova, au făcut acel foraj, din păcate avem această problemă. Deci apa nu este la parametri optimi din cauza infestării cu arsen. Da, din cauza infestării cu arsen, iar ulterior, tocmai ca să lămurim, pentru că o perioadă s-au cam ținut lucrurile sub preș, tocmai ca să lămurim lucrurile, am venit cu o inițiativă care, din păcate, nu s-a pus în aplicare, prin care o inițiativă votată de între Consiliul Local, prin care eu am propus și s-a adoptat să se facă analize direct de către primărie, da, printr-un laborator autorizat, să vedem și noi care dintre cele trei puțuri este vinovatul arsenului. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta niciodată. Mai mult de atât, asiguram și transparența cu privire, acele analize ar fi trebuit să se afișeze pe site-ul primăriei. Bun, deci deocamdată nu se știe care dintre noastră suspectați că ar fi vorba fix de forajul pe, da, care, da, trebuia, da, să, pe care trebuia să-l facă Hidro Prahova, dar l-a făcut primăria cu o firmă recomandată, da, de Hidro Prahova, și spuneți dumneavoastră că are legătură inclusiv cu ceea ce se întâmplă la Mănești. Bun, văd în programul dumneavoastră, apropo de rezolvarea problemei apei potabile, o inițiativă care, pe care o regăsesc în multe alte comune unde Hidro Prahova este operator, practic din cauza și din cauza calității apei, dar mai ales a tarifului, dumneavoastră propuneți practic rezilierea contractului cu Hidro Prahova și preluarea rețelei de apă și canalizare de către o companie înființată de Consiliul Local, compania primăriei. Ați avut această inițiativă și în calitate de consilier local? Da, am avut această inițiativă. Nu este doar un subiect de campanie. Ce s-a întâmplat cu proiectul dumneavoastră? După ce s-a constatat această deficiență apei cu arsen, da, la o perioadă de câteva luni bune am venit cu propunerea de a se rezilia contractul cu Hidro Prahova și de a prelua rețeaua la comun. La momentul acela, consilierii, unii au fost de acord, unii s-au obținut, alții nu și-au spus nici măcar părerea, dar s-a ajuns la concluzia să mai așteptăm o perioadă, pentru că urma ca Hidro Prahova să vină cu o investiție în niște filtre, bani care ni i-au dat de la Consiliul Județean, pentru filtrarea arsenului. Aproximativ acum două luni am revenit asupra acestei chestiuni și am propus rezilierea, un proiect de hotărâre inițiat de mine pentru rezilierea contractului cu Hidro Prahova și preluarea rețelei. Practic să începem aceste demersuri, da, care nu se pot face peste noapte, dar trebuie măcar inițiat. Și am avut surpriza ca domnul primar
nici măcar să nu pună pe ordinea de zi această hotărâre. Deci, practic, proiectul dumneavoastră nici măcar n-a ajuns la votul colegilor din Consiliul Local. A avut vreo explicație pentru care proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi? V-a spus de ce că trebuiau făcute niște referate și că nu am semnat un motiv alucinant, că nu am semnat un referat eu. Că era un document în cadrul, probabil mi-a scăpat să semnez, aveți aici, da. Că n-am semnat un referat, lucru care se putea... Asta se rezolva pe loc. Se rezolva pe loc, am era înțeles. Aceasta o problemă. Am în față un referat privind aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local Comunului Colț și regulamentul de înregistrare și transmitere live a ședințelor, lucru care se întâmplă în multe localități și inclusiv din Prahova, este semnat de dumneavoastră. Ce s-a întâmplat cu acest referat? Există o hotărâre de Consiliu Local adoptată în baza acestui referat. Și ședințele de Consiliu Local se transmit live, așa cum... Nu, din păcate nu. În campania anterioară din 2020 s-a tot pus problema și s-a tot discutat despre transparența activității anterioare. Ulterior am venit cu această propunere ca s-a pus problema de către altcineva. Da. Ulterior am venit cu această propunere prin care toate ședințele Consiliului Local, pentru transparență și pentru buna informare a cetățenilor, să fie transmise live și, bineînțeles, și înregistrate. Ca toți cetățenii comunei să vadă, să audă ce se discută. Spun asta pentru că, din păcate, într-un mod foarte urât, în această campanie au avut loc și multe denigrări. Așa cum vă spuneam, consilierii nu intervin. Ei știu de ce, poate nu știu. Și ar fi fost corect să se spună și că există această hotărâre de Consiliu Local adoptată în unanimitate, propusă de mine, prin care cetățenii să fie informați. Văd că acest document este datat din iunie 2022, de acum din 2 ani. Din iunie 2022, și da. De ce nu se transmit live? Care este motivul pentru care la cetățenii nu pot vedea? Acum câteva ședințe, în urmă 3-4 ședințe, am întrebat primarul de ce nu se dă drumul la camera de luat vederi și mi-a dat așa un răspuns că halucinant, că nu are bani, că costă 10.000 de lei și nu a găsit sursa necesară, resursa necesară, în condițiile în care pentru alte prostioare s-au găsit bănuții. Am înțeles. Adică pentru a fi informați cetățenii, a se transmite live ședințele, un lucru extrem de important. Nu găsim bani și pentru altele se găsesc. Eu cred că se vrea să se ascundă ceva. Și vă asigur că în mandatul meu de primar va fi printre primele lucruri pe care le voi pune în aplicare. Această hotărâre prin care cetățenii să fie conectați direct la viața Consiliului Local, ca să zic așa, la activitatea Consiliului Local. Problemă. Bun. Apropo de fonduri, sunt multe comune, dădeați dumneavoastră exemplu comunei Mănești. Da. Cocoroș Colț, acum, nu știu, 10 ani de zile, era una dintre cele mai dichisite comune, da? Da. În ultima perioadă, din păcate pentru cei care locuiesc în comună, lucrurile stau exact invers. Alte comune vecine, Mănești de exemplu, că îl dădeați exemplu, s-a dezvoltat foarte mult, în timp ce la Cocorăști s-a bătut pasul pe loc, ca să zic așa. Și o explicație ar putea fi primarii care au reușit să întocmească proiecte pentru atragerea de fonduri. Fie că vorbim de fonduri de la bugetul Consiliului Județean, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de programul Angel Salini și așa mai departe. Ce s-a întâmplat la Cocorăști? Păi să începem cu chestiunea trotuare, cu chestiunea rigolelor și podețelor. Programul Angel Salin. Există un studiu de fezabilitate din mandatul anterior, în baza căruia suntem într-o listă a Ministerului Dezvoltării Regionale pe programul Angel Salin cu o sumă de aproximativ 1.800.000 de euro. Pentru a accesa acest bani ar fi trebuit să se facă un proiect tehnic. La orice
construcție are la bază un proiect tehnic. Execuția trebuia să aibă loc pe baza acestui proiect tehnic care trebuia depus. Din păcate, nici până astăzi acest proiect tehnic nu a fost elaborat. S-a stat pur și simplu pe loc. Nefiind acest proiect tehnic, practic, banii nu au putut și fi venit. Riscăm, dacă acest proiect tehnic nu va ajunge la programul Anghel Țavini, riscăm să pierdem și finanțarea. Da, văd că această modernizare, rigole stradale, podețe în toate satele comunei, figurează în planul dumneavoastră electoral. Practic, ar exista și finanțarea, doar că trebuie să se miște ceva și asta se poate face doar cu voința conducerii primăriei. Da. Mai, nu știu, fonduri europene, că sunt foarte, repet, foarte multe localități cu un buget propriu destul de mic și pentru care fondurile europene au fost singura soluție pentru dezvoltare. Ce s-a întâmplat la dumneavoastră în comună? Într-adevăr, fondurile europene sunt singura soluție pentru că bugetele nu permit proiecte cu valori de un milion, un milion și jumătate și așa mai departe. Deci nu permit pentru că nu, suntem o comună mică, da, frumos poziționată într-o zonă aproape de Ploiești, de, chiar și de București aș putea spune, însă domnul primar nu a avut inițiative. Mi s-a spus în Consiliul Local, au fost discuții, eu personal lucrez într-un domeniu al fondurilor europene. Lucrez la AFIR, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și cunosc foarte bine domeniul. Însă dumnealui, fie că a amânat de la o zi la alta, fie că n-a înțeles bine domeniul, repet, eu personal am vrut să-l ajut și am încercat până la un punct să-l ajut. Însă constatând la un moment dat că lucrurile stau pe loc, nici eu nu mi-am explicat de ce. Credeți-mă, nu mi-am explicat de ce nu s-a întâmplat nimic. La momentul acesta m-am gândit, fie n-a vrut, e teamă de chestiunea aceasta cu fonduri europene, fie n-a putut să coordoneze așa cum trebuie personalul din primărie, care, după părerea mea, își face treaba, fie din alte motive. Dar, practic, primăria Cocorăș-Colț în actualul mandat nu a dezvoltat proiecte pe fonduri europene deloc? Adică doar un singur proiect. Un singur proiect în 4 ani. Da, pe digitalizare. Da. Și acela, să știți că tot eu l-am pus în discuție la un moment dat și l-am rugat ca cei care se ocupau de partea de proiectare și consultanță, au venit în cadrul ședințelor de Consiliul Local și am avut o discuție și am consiliat cam ce trebuie făcut. Observ, repet, din planul noastră electoral că sunt, să spunem așa, satul Piatra este unul dintre cele mai defavorizate, da, în sensul în care investițiile în infrastructura publică lipsesc, altfel nu s-ar regăsi în planul dumneavoastră introducerea canalizării în satul Piatra, rețeaua de alimentare cu gaze în același sat. Adică, nu știu, fiind un sat mai mic, mai izolat, a fost practic abandonat de conducerea primăriei. Cum se explică faptul că aici nu s-au mai ajuns utilitățile, să zic așa? Programul pe care îl aveți dumneavoastră în față este un program, i-a zice eu, integrat, cu o dezvoltare urbană integrată în care toate satele să beneficieze de utilități și de dezvoltare. Satul Piatra are nevoie la momentul acesta de gaze și de canalizare. Problema rețelei de gaze s-a mai pus și în anii trecuți. Ar exista o soluție, pentru că operatorii sunt operatori diferiți. La noi este Premier și în zona alăturată, comuna limitrofă, comuna Brazi, Distrigaz. Și printr-un acord între cele două companii s-ar putea extinde rețeaua. Aceasta, da, ar fi una dintre soluții, sau de la SRM-ul care se află în apropierea satului Piatra. Deci soluții tehnice există. Există, da. Da, mai trebuie greu să vrei.
Da. Apropo de infrastructură, sunt investiții care trebuie făcute și văd aici trotoare în trei dintre sate, la fel practic punerea în siguranță a accesului din DN1A către satul Piatra, bănuiesc că e o zonă foarte periculoasă, este o zonă pentru foarte șoferi, periculoasă, unde se întâmplă frecvent din păcate accidente. Da. În ce măsură puteți face lucrurile acestea? Adică și aici vreau să vă întreb din campanie, în momentul în care mergeți și vorbiți cu oamenii, ce feedback aveți? Ce vă spun oamenii când le transmiteți ce ați vrea să faceți? Păi, tocmai pentru că suntem la satul Piatra, dumnealor se simt dezavantajați. Pentru banda aceea de decelerare sau poate chiar și un sens giratoriu, trebuie să făcute măcar niște demersuri pentru întocmirea unui proiect de execuție pentru, bineînțeles, nu o să-l facă Comuna Cocoroștii-Colț, asta trebuie spus din start, pentru ca cei de la drumurile naționale să extindă cumva o bandă de decelerare și să asigure siguranța circulației, pentru că este un loc foarte periculos, într-o curbă în care se circulă cu mare viteză și nu există vizibilitate. Dar măcar să pornim demersurile. Da. Nu știu, din punct de vedere al infrastructurii sanitare, observ centrul medical, propunerea dumneavoastră, la momentul actual, au acces locuitorii comunei la servicii medicale de calitate? Primăria este obligată să ofere medicilor niște spații civilizate, ca să nu spun altfel. Care este situația de actuală? Aș începe spunându-vă că actualul sediu al primăriei cândva a fost un dispensar medical. Iar dispensarul medical de astăzi, deci în actualul sediu al primăriei, da, se află astăzi toate birourile și administrative, și dispensarul medical este înghețuit într-un colțișor cu două, trei cămăruțe în condiții, zic eu, care nu fac cinste comunei noastre și dezvoltării zilelor de astăzi. În sensul că întâlnim în alte comune, am fost la Aluniș Prahova și am văzut un centru medical foarte frumos, foarte bine organizat. Aș vrea să construim unul asemănător, un dispensar modern, pentru că vreau să clarific un lucru din capul locului. Acesta nu va fi un spital universitar unde să facem operații. Da. Va fi o clădire modernă, un dispensar modern cu câteva cabinete, medic de familie, farmacist, un cabinet pentru tratamente, pentru recoltare tratamente și analize, și de ce nu și pentru un pediatru care să vină măcar o dată de două ori pe săptămână, poate și un cardiolog și, bineînțeles, un cabinet de oftalmologie. Deci nu, vreau ca oamenii să înțeleagă că nu este o chestiune greu de realizat. Există fonduri europene special dedicate pentru acest tip de investiție. Oricineva mi-a pus la un moment dat întrebarea cum o să realizăm, dacă vin sau dacă nu vin medicii. Păi, dacă nu facem clădirea care să fie atractivă... Nici nu o să vină medici, că n-au unde. Da. Da. Spuneți dumneavoastră că sunteți obișnuit, familiarizat cu fondurile europene din perspectiva profesională, activând în cadrul AFIR. Ați identificat programe de finanțare care pot fi accesate de dumneavoastră în cazul în care veți ajunge primar? Pentru că știți de ce? Spuneați dumneavoastră că în ultimii 4 ani nu s-a făcut nimic. E clar că orizontul de așteptare al oamenilor este unul este foarte mare. Da, și oamenii nu mai au răbdare. Adică dumneavoastră aveți și o mare responsabilitate în cazul în care veți câștiga alegerile pentru primărie. Oamenii vor dori ca lucrurile să se întâmple mult mai repede decât poate ar fi avut răbdare în mandatul trecut. Vă
asumați această presiune din partea comunității? Categoric. Cunosc foarte bine domeniul. Spre exemplu, pentru finanțarea acestui centru medical, chiar cu primarul actual, împreună am fost la un grup de acțiune locală prin care se pot finanța astfel de edificii. Există o măsură dedicată pentru sănătate, pentru clădiri cu specific medical și se pot accesa. Da. Din ce am văzut, acordați o atenție destul de mare și educației, culturii, sportului, învățământului. Citesc câteva dintre obiectivele pe care dumneavoastră le-ați trecut în programul electoral. Grădiniță cu program prelungit în Cocoroștii Colți. Să înțeleg că așa ceva nu există acum, este doar o grădiniță cu program normal. Da. Asta înseamnă că oamenii activi sunt oarecum obligați să apeleze la rude, bunici pentru a-i lua pe cei mici, da? E corect, da? O școală de sport la școala, o sală de sport la școala gimnazială din Cocorăști Colț, dotarea școlilor, demersuri pentru instalarea unui bancomat, nu există acum așa ceva în comună? Nu există un bancomat și sunt cerințe, mă întrebați dumneavoastră mai devreme, de doleanțele oamenilor. Mergând printre oameni, discutând diverse probleme, în afară de problema apei, problema locurilor de muncă, problema sănătății, oamenii își doresc un bancomat, pentru că în zilele de astăzi este absolut necesar. Bun. Și voi face aceste demersuri către toate băncile care pot veni și instala un bancomat acolo. Loturi de casă pentru tinerii căsătoriți. Există primăria, dispune de terenuri care pot fi date tinerilor căsătoriți? Sunt terenuri care pot fi date. Există deja loturile, am inițiat o hotărâre de Consiliu prin care acele loturi de casă, pentru că practic dumnealor au făcut niște cereri care stau pe loc de 4 ani și ele trebuie doar aprobate prin o hotărâre a Consiliului Local. Lucru care nu s-a întâmplat. Dar care a fost motivul, domnul Călin? Adică de ce, dacă ai terenul, bun, înțelegeam, sunt localități din Prahova unde efectiv, autoritățile locale nu au terenuri la dispoziție pentru a le da tinerilor. Dar dacă există lista, oamenii au venit, au depus dosare, au depus documentație, de ce să nu faci chestia asta și nu e vorba de un an, doi, ci de patru, cum spuneți dumneavoastră? Trebuia doar inițiată o hotărâre de Consiliu Local. Eu o am pregătită, o am depusă deja la secretariat. În viitor apropiat îi va veni rândul să fie aprobată și lista și un regulament de punere în posesie acestor. Da, tineri. Pentru că știți de ce? Că bineînțeles, trebuie și utilitățile asigurate. Absolut. Ceea ce nu era greu. Ceea da. Ce nu era greu. Știți de ce? Știți la ce mă gândesc? Mă gândesc că acordarea de astfel de terenuri pentru tinerii căsătoriți Este un bun prilej pentru a-i ține pe cei tineri în localitate. Sat, da? Da, așa toată lumea o să spună ok, nu știu, fac un credit la bancă și mă mut la oraș. Dar cred că ar fi, cum să vă spun, ar fi o situație ideală și pentru autoritățile locale, pentru că în timp, da, oamenii ăia își vor plăti taxe, impozite locale și așa mai departe. Vor contribui la bugetul local. Da. Foarte. Și bineînțeles va schimba și fața comunei. Da. Bun. Ușor ne apropiem de final. Ar mai fi instalarea de panouri fotovoltaice pentru reducerea cheltuielilor publice cu energia electrică, la fel, măcar pe instituțiile publice, pe un teren al primăriei unde poate fi, bănuiesc, dezvoltat un parc fotovoltaic. Dacă putem să revenim un pic la chestiunea cu preluarea rețelei de apă, vă rog, canalizare prin înființarea unui serviciu local și, bineînțeles, preluarea aceasta, din punctul meu de vedere, are două obiective. Odată, rezolvarea problemei apei potabile. Eu deja am discutat cu niște specialiști din cadrul unui institut care se ocupă de studii hidrogeologice. Acolo trebuie făcute niște studii zonale să se identifice o nouă sursă de apă care să asigure, bineînțeles, și debitul, să asigure apa potabilă pentru populație.
Asta pe de o parte, iar pe de altă parte ar trebui redus prețul cât se poate de mult. Ori această reducere de costuri nu poate avea loc decât prin instalarea, pentru că cele mai mari consumuri în ziua de astăzi sunt în energie. Pompe care consumă foarte mult și celelalte instalații de la punctul de apă. Există o măsură special dedicată pentru servicii publice în care se pot accesa bani din fonduri europene pentru instalarea de panouri fotovoltaice care să acopere costurile la punctul de apă. Și cu ocazia asta și tariful va scădea, având în vedere că Hidro Prahova este cel mai scump operator de apă în prezent din Prahova și nu numai. Și cel mai neserios. De câte ori l-am chemat la... Au fost intervenții și din partea altor consilieri care au spus să vină un reprezentant Hidro Prahova, de ce, domnul primar, nu mergeți la Hidro Prahova? Am fost, nu m-au băgat în seamă, ori așa ceva nu se mai poate. Pentru mine este un obiectiv principal, obiectivul zero, preluarea rețelei de apă și canal și rezolvarea apei potabile. Din echipa dumneavoastră cu care candidați, pentru că e important și oamenii trebuie să fie foarte atenți atunci când nu e cazul doar Comunei Cocorăștii Colț, în momentul în care își aleg primarul, automat trebuie să verifici și cine sunt oamenii de pe lista de la Consiliul Local, pentru că asta e, trebuie să lucrați cu consilierii locali, iar dacă nu ai o echipă bună în Consiliul Local, degeaba ești tu ca primar, nu știu, activ, un bun gospodar și așa mai departe, dacă nu ai de partea ta și consilierii locali. Cum ați caracteriza echipa pe care o propuneți la alegerile de duminică? Ca o echipă puternică și serioasă care își dorește să se implice în dezvoltarea comunei. Din păcate, mandatul actual este marcat de o notă, Consiliul Local este marcat de o notă de neseriozitate. Ca să vă dau un exemplu. Vă rog. Există această posibilitate media și de socializare pe Facebook. Foarte puțin consilieri intervin în momentul acesta să-și expună punctul de vedere, o opinie, un program, o idee, orice altceva. Foarte puțin, aproape zero. Ori toată lumea vrea să fie consilier local, nu? Pentru ce? Doar pentru aia 500 de lei care... Pentru o indemnizație? Pentru o indemnizație? Da. Bun, cam asta ar fi. Dacă aveți și un mesaj pentru cei pe care îi așteptați la vot și evident să vă voteze pe dumneavoastră, repet, într-o comună în care în ultimii 4 ani nu s-a făcut mare lucru, orizontul de așteptare al oamenilor este fantastic. Aș vrea să-i asigur pe locuitorii din Cocorăș, pe consătenii mei, de toată sinceritatea și de toată implicarea mea. Îmi doresc sincer să se dezvolte această comună. Am mers în diverse locuri prin țară și în străinătate, nu foarte des, dar am fost în Polonia, în Germania, de curând am fost în zona de nord a țării, am trecut pe la Sucevița și în drum spre casă, am văzut o grămadă de sate și de localități foarte frumos dezvoltate și curate. Cocorăștii Colț, mi-e greu să o spun, dar aceasta e realitatea. Pare că a rămas o comună în paragină și oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă loc o schimbare și că chiar vreau să fac ceva. Vreau acel centru medical să se construiască, să nu mai fie nevoie să mergem pentru orice tratament la Ploiești imediat. Vreau ca parcul industrial să se înființeze și fac o paranteză, acel parc industrial... Noi obținem o autorizație de parc industrial de la Ministerul Administrației și ulterior investitorii vin prin propriile fonduri și își construiesc clădirile. Da, dar asta înseamnă locuri de muncă și venituri la bugetul local. Am lucrat la primăria Aricești Activan, știu foarte bine subiectul parcurilor industriale. Am fost pe baza unei delegații, l-am rugat pe primar, te rog să-mi dai o delegație, am fost în numele lui. Am vorbit și numele meu personal. Că
Consătean și consilier local am vorbit, m-am asigurat că acel parc industrial este eligibil, că are toate elementele necesare pentru a fi înființat, pentru a fi eligibil, pentru că nu trebuia să, nu puteam să dăm drumul la proiectare până nu ne asiguram să nu cheltuim banii degeaba. Și se poate, din punct de vedere legal, da, înființa un parc industrial la Cocorăticol? Există o suprafață de 10 hectare pe care se poate înființa acest parc industrial în baza unui titlu de parc industrial, ori investitorii vor veni ulterior și își vor construi cu fonduri proprii clădirile în care își vor desfășura activitatea. Bun, domnule Călin, vă doresc succes în aceeași măsură în care le-am urat succes tuturor candidaților care au trecut prin studioul Observatorul Prahovean edițiile de promovare electorală și succes duminică, cea mai importantă zi pentru dumneavoastră din acest an. Cu dumneavoastră mă revăd mâine seară de la ora 20 la Marea Confruntare pentru Primăria Ploiești. 4 candidați abia așteaptă să-și dispute ideile pentru Primăria Ploiești. Până atunci, votați cu cap!